Da, din nou în direct după această contraperformanță a lotului național de la Rio de Janeiro. Dezbatem problema în legătură cu colegul meu, Mihai. Bună ziua, am dezbătut-o și împreună cu Buzoieni. Hai să vedem ce părere au ei despre zestra asta de 5 medalii pe care au adus-o sportivii români în spațiul nostru Carpato-Danubiano-Pontic. România a obținut la Olimpiada de la Rio de Janeiro 5 medalii. Nu mă pricep la sport deloc. După dumneavoastră, ca cetățean al României, e puțin, e mult 5 medalii la o țară de 20 de milioane de locuitori? E cam puțin, zic eu. În 84 am obținut 53 de medalii. Păi e puțin. Cine-i de vin? Nu știu, probabil lipsa de exercițiu. Acceptabil. Acceptabil. Da, probabil că se putea mai bine. În 84 am obținut la Los Angeles 53 de medalii. Da. Erau alte vremuri. Erau... probabil. Ce s-a întâmplat? Păi asta, ce s-a întâmplat din că sunt 22 de ani mari. Probabil că antrenorii nu au fost pe de măsură. Nu mai au chemat pe sport? Da, e posibil și lucrul acesta. Credeți că politicile statului sunt a favorizate pe de sportul? Nu. Puțin. Descurajant de puțin. În 84, la Los Angeles, am avut 53 de medalii. Știu, știu. Păcat. Cum s-a ajuns de la 53 de medalii la 5? Cum s-a ajuns în toate domeniile? Păi bine că le-am luat și pe astea, că nu era niciuna în plan. N-am mai luat nici la atletism, nici, știu. Mai, nici la gimnastică, păi... nici sporturile de tradiție. Ce vrei să facem acum, dacă nu-s bani? În 84 am obținut 53 de medalii la Los Angeles. Erau alte timpuri. Adică, păi ce s-a schimbat? Alte timpuri cum? Deci era mai multă finanțare în sport. Adică statul se preocupa oarecum de sport? Păi da, normal. Exact. România a obținut la Olimpiada, la Rio de Janeiro, 5 medalii. Da, dintre care una de aur. Mult, puțin? Puțin. 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 În 84 am avut 53 de medalii. Da. Deci nu mai e nici bazii sportivii care de antrenat nu mai sunt sau... A plecat domnul Belu, s-a dus și gimnastica. Interes din partea Ministerului de sport, cam puțin. Sunt săli din not care nu sunt renovate. Sunt săli de gimnastică, de exemplu, cum e aia de la Onești, care mai funcționează totuși, dar sunt altele care sunt la Deva, care sunt la Brașov, care... La pământ. La pământ. Păi... Dezinteres, dezinteres. În 20 de ani unde o să... În 20 de ani o să ajungem, cum să vă spun, fără sportivi. La ceea ce se întâmplă este normal. Este normal. Dar sunt foarte convins că pe viitor vom fi mai performanți prin tot ceea ce vom face. În 84 am avut 53 de medalii. Știu, știu, știu. Este puțin, dar sperăm că totul va fi înspre bine. Puțin. Puțin din câte ori, da. Puțin, puțin de medalii. În 84, nu asta vă amintiți de 84, am avut 53 de medalii. Și mai... Și iată, în 30 ceva de ani... 10%. 10%. Nici 10%. Nici 10%. Ce s-a întâmplat în 30 ceva de ani? Păi ce s-a întâmplat? Eu știu ce ați putea să zic. N-au fost... Nu mai sunt săl de sport, nu mai sunt... Am plătit să antrenor, nu mai sunt. Adică lipsă de preocupare din partea statului, spune asta. Poate, da, 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 da. Și asta, da. Să mai pune acțiuni pe sport, așa. Puțin, foarte puțin. Păi da, cu gimnastica nimic. Asta e, nu e în regulă. În 84, probabil că vă aduceți aminte, am avut 53 de medalii. Da, da. Mi-amintesc că-s bătrân. Am fost folos cu 2 pe națiuni. În loc să mergem mai sus, mergem în jos. În general, cam în toate, nu numai în sport. În 20 de ani unde credeți că o să ajungem? În 20 de ani? 20 de ani, cine eu mai apucat pe aia 20 de ani să mai dat să... Să vadă. Eu zic că sunt foarte puțin în față de delegația care am avut-o. În 84, probabil vă amintiți, am avut 53 de medalii. Ce s-a întâmplat? Că sunt 30 ceva de ani. Probabil și situația care e creată la noi în țară, la ora actuală, cu nivelul de trai. Contează chestia asta foarte mult. România a obținut la Rio de Janeiro, la Olimpiadă, 5 medalii marșilate. Da. Cum vi se pare palmaresul ăsta? Foarte slab. Pentru că de sportul românesc nu își mai are grijă nimeni din țara asta. Deci nici politicienii, nici guvernul, nici nimeni nu mai investește nimic, nici pentru tineri, nici pentru cei care sunt deja profesioniști și aibă un loc unde să-și desfășoare activitatea, totul e sub orice critică.
față de celelalte țări, unde acolo se investește, să aibă tot ce le trebuie, săli, antrenori și tot necesar. Ca o paralelă așa, în 1984, România obținea la Los Angeles 53 de medalii. Bine, lipsa Rusia, dar totuși. Cu toate astea au trecut ani, iar noi suntem, v-am zis, cu totul aproape la pământ. Deci pe nimeni nu-i mai interesează. Antrenorii sunt beșteliți și făcuți albie de porc și astea, că foloseau metode învechite sau, mă rog, o palmă sau... Vă referiți la gimnastică în special? Asta a ieșit la suprafață cel mai mult. Dar și la celelalte sporturi, ca și la canoe, ca și unde aveam pretenții de ceva medalii. Da, asta e părerea buzoienilor, oarecum îndreptățită, să zicem așa. Au speculat foarte multe dintre premisele care au dus de-a lungul timpului ușor, ușor la scăderea asta în performanța sportului românesc. 9 medalii am avut la Londra, iată acum 5. Peste 20 de ani o să ajungem ca băiatul ăla din Guinea, Ecuadorian, ne uitam noi azi. Am găsit și clipul pe YouTube, în notător care era să se nece în bazin, la 100 de metri liber, nu la... Guinea Ecuatorială, o țară cu ieșire la ocean. Cam așa o să ajungem peste 20 de ani. Adică o să ajungem să, poate dacă tablele vor fi sport olimpic, că dacă acum surfing-ul o să fie sport, dacă table, ce sport? Pe acolo am rupt pe tot la table. Eu știu. Aoleu, câți jucători nu sunt de tablele. Un sport de strategie. Da, și de noroc mai ales. Da. Față de Londra, n-am mai avut la tir. Din nou, un sport la care România a obținut prima medalie olimpică în 1962 la Helsinki. Dispare și tirul. Vorbeam în pauză, uite, sunt sporturi de nișă la care oricum selecția era destul de restrânsă. La caiaca nu e copii din Delta, nu e de la Brașov, evident. Din ce în ce mai puțin, dacă înainte veneau puțin copii pe timpul lui Ceaușescu, era antidecembrist, acum bănuiesc că vin din ce în ce mai puțin. Baza de selecție foarte, foarte restrânsă, evident calitatea scade, spectacolul scade de asemenea, produsul ofertat unui eventual sponsor nu mai e atractiv, nu mai sunt bani, nemai performanța. Bulgaria oare câte medalii ar fi avut la... Să ne uităm și noi la capra vecinului. Ce, să ne încălzim că ar fi avut mai puține? Dar nu cred că au avut mai puține. E trist. Ce spuneai tu, peste 20 de ani. Eu zic să ne întâlnim peste 4 ani și să discutăm la următoarea olimpiadă ce vom face, ce brânză vom face. Și asta apropo că în prima parte nu am discutat despre singura medalie de aur a României la scrimă, echipa României. O medalie așteptată până la urmă. Chiar sunt mici dezamăgiri pentru că la individual n-am reușit să luăm o medalie. Dar uite că echipa României a luat primul loc. Medalia, singura medalie de aur a venit de la scrimă. Deci an de bronză de fosta Ana Maria Brânză. Care cred eu că e principalul vector al... Culmea, la Londra, al victoriei, pentru că a mobilizat atât de bine fetele, colegile, încât a fost la fel o victorie pe ultima sută. La Londra, metri. Parcă Sandra Izbașa a luat aurul la sărituri și la tir am avut, nu mai știu numele sportivului. Te întrerup un pic, vorbeam mai devreme și de bazele de antrenament și de lipsa lor și de condițiile în care sunt nevoiți să se pregătească sportivii români. Știm cum arată în general, trăim în România, trecem pe lângă bazele astea, le vedem de foarte multe ori dezafectate. Ne spune cineva să se facă odată stadionul de atletism cu pista de coritan, de taraflex, de tartran, să mai multe. Da, nu mă pricep la bănesc, ce pretenții știu. Uite, omul, foarte bună întrebare. Ce pretenții să avem la olimpiadă când noi nu avem baze sportive? E evident. Corect, este ceea ce spuneam în prima parte a emisiunii, faptul că nu se investește foarte mult în sport. A apărut așa un program din ăsta pe teme electorale, de fapt, al lui Adrian Năstase cu săl de sport în fiecare localitate. 300 săl de sport. Da, cu pariu cu țiriac, au fost făcute, am înțeles, nu știu ce, după aia gata, nu s-a mai auzit nimic. Mai apar pe aici pe acolo niște investiții, iar la noi la Buzău avem exemplele supreme, adică stadionul de atletism de care m-am săturat eu de când este reabilitat în vorbe.
Deci, este modernizat în vorbe de când, nu știu, de acum 10 ani. Eu cred că am făcut 20 de știri că, cum că se va reabilita. Și tu te-ai săturat, și eu m-am săturat de promisiuni, și cetățenii s-au săturat de promisiuni, și cel care a trimis mesajul s-a săturat să zică și să mai zic, domne, să fac odată stadionul de atletism. Bine. Deci în ce condiții trăim? Și vine la un moment dat un centru de excelență, domnule, care aduce aici la Buzău tineri din alte județe. Eu, fie vorba între noi, aici am o părere. Bine, vreau să văd cum se va derula. Și se modernizează ce? Centru? Nici nu mă interesează că se modernizează. Deci, Dar nu se modernizează stadionul de atletism. Atenție! Să faci acolo un teren de fotbal mai așa, mai atractiv, da. Extraordinar. Eu, știind ce s-a întâmplat, bine, am oferit de foarte multe ori argumentul ăsta, argumentul Claire Fontaine. Bine, președinte, cei doi oamenii care se ocupă de Claire Fontaine, de toată strategia Franței, înființată în 1992 după campionatul european din Danemarca, se numesc unul Aimé Jacquet, este secund, este vicele, ei bine, președintele acestui program de excelență se numește Gérard Houllier, e nenea ăla care l-a descoperit pe Michael Owen și pe Robbie Fowler, când era antrenor la Liverpool. De acolo au ieșit fotbaliști, de la Patrick Vieira, la Nicolas Anelka, Titi Henry, inclusiv vreo 3-4 care joacă acum pentru Cocoșu Galic. Printr-un program izbitor de asemănător. Ei bine, nu știu dacă aici în România știința, cunoștințele celor care se ocupă de acest program sunt cât de cât apropiate de cele ale celor două nume amintite mai devreme. Ideile sau, mă rog, rețetele, adică să copiem, rețetele, dar să copiem de succes, bine. Da, mă, rețetele de succes sunt sau pot fi regăsite în mai multe țări. Da, în mai multe țări unde există o tradiție și mai mare, mult mai îndelungată. Noi încercăm să le aplicăm, însă avem și o altă rețetă noi în timp ce le aplicăm. Rețeta parandărătului. Asta se întâmplă și de aia avem pe jumătate inclusiv niște investiții. Inclusiv la Comitetul Olimpic Internațional, unde ai văzut ce s-a întâmplat că România... Dacă nu luăm noi ca stat, nu investim... Eu vreau să sun în Burkina Faso să-i întreb pe ea, bă, voi ați plătit pentru echipamentele sportive da. Pe care le-ați îmbrăcat la Olimpiadă? Pentru că noi am plătit. Deci eu nu înțeleg, nu concep așa ceva. O țară care îți oferă un produs, care trimite peste 50 de sportivi la un eveniment cu acoperire în toată lumea, țara aia plătește pentru echipamente. Eu asta nu înțeleg de ce nu a revoltat pe români. Românii s-au revoltat pentru echipamentele, erau contrafăcute. Și pentru că, evident, a fost un parandărât. Da. A intrat pe fir de neau. Dar, domnule, noi am plătit pentru echipamente. România, o țară cunoscută pentru tradiția de odinioară în sport. Da, se întâmplă. Sper să nu se întâmple și la Buzău ce s-a întâmplat și să nu purtăm și noi echipamente Adibos. Eu am urmărit, sunt alte metode. Da, am urmărit alte metode. Cele două centre care existau deja până la înființarea celui din Buzău au ocupat locurile 6 și 8 în divizia lor, locuri slăbuțe, dar în general, dacă e să ne raportăm din nou, să revenim la fotbal, sunt cluburi de fotbal cu tradiție unde părinții și din alte zone se îndreaptă cu precădere. A apărut Viitorul, înainte erau Dinamo și Atletico Arad. Sunt două cluburi unde se duc toți copiii. La Dinamo, de exemplu, vin părinți cu copiii, spun eu, din Timișoara. Vin să-i aducă la Dinamo. Deci. Pentru că, în primul rând, sunt profesorii foarte buni. Deci, la primul lucru la care se uită un părinte este dascălul cu care va lucra copilul său. Principial, Andrei, și revin la stadionul de atletism, principial, din punctul meu de vedere, ca cetățean al acestui oraș, ca un care a urmărit subiectul legat de, așa zisă, modernizarea stadionului de atletism, Iolanda Balaș-Șotăr, Dumnezeu să ierte, a venit la Buzău pentru acum câțiva ani, pentru a antama un proiect nu s-au mai ținut autoritățile de la Buzău. Nume frumos, nume de liceu. Domne, da, de la LPS. În punctul ăsta de vedere, eu cred că nu trebuia să amestece niciun alt sport, să vină fotbalul pe un stadion de atletism. Mă, nu mă interesează. Hai să-l reabilităm, să-l modernizăm odată pentru totdeauna, să concentrăm toate forțele, toată pepiniera pe care o avem la nivelul județului nostru. Da? Să investim în acea bază sportivă de acolo, lăsată în paragină, și cu fotbalul să ne mai lase, că la fotbal ne-am lămurit ce am avut până acum.
Da, din păcate... Să găsească alte baze sportive, să găsească alte terenuri. Slavă Domnului, sunt în orașul ăsta. O să-ți că în fotbal s-au băgat bani obrază și performanțe n-am avut. Crezi că fotbalul a adus prejudicii și altor sporturi de echipă din, da, din orașul ăsta? Da, bineînțeles, pentru că foarte mulți bani s-au dus către fotbal, la Gloria. S-au dus foarte mulți bani către Gloria în special și celelalte sporturi au fost văduvite. Când noi puteam avea acum, de exemplu, o echipă de Liga Națională, încă după 3 ani de zile am fi avut o echipă de handbal feminin în prima ligă, când ne gândim că s-au dus foarte mulți bani la Gloria, inclusiv anul acesta, despre ce vorbim. Și anul trecut la fel. Da, cum crezi 800 că... de milioane de lei, domnule, 800 de milioane de lei vechi pentru bugetul primăriei Buzău este o sumă infimă. Cu suma asta, HM Buzău evolua în Liga Națională. Da, din păcate... E o contraperformanță anului la Buzău. Să promovezi în Liga Națională și să nu poți evolua din cauza lipsei de bani. Nu e prima aici oară. S-a ajuns. Nu e prima oară că se întâmplă. Nu, eu vorbesc că e contraperformanța anului. Da, dar da, nu e prima oară. Nu e prima, dată, acum 2 ani Stejarul a promovat în Liga 1. Da, și n-a găsit sursă de finanțare și s-a desființat. Ca entitate sportivă. Ce ar fi însemnat, într-adevăr, să fie la Buzău meciuri de Liga Națională? Păi venea campioana Europei. Păi ne dădea pe CSM București aici. Veneau echipele puternice. Audiență mare. Bani din drepturile de difuzare a meciurilor. Nu ne-am gândit la astea noi. Ne-am gândit ce să facem ca să nu facem. Da. Și să nu... Eu nu știu cum, și sper să n-aibă, sper să nu se întâmple vizite ale DNA-ului prin orașele respective. Îți dau două exemple. Călărașul. Călărașul are o echipă de handbal, super echipă de fotbal și Slobozia. Am văzut la sala de la Slobozia și m-am crucit. E o sală cu 300 de locuri. Slobozia, o echipă care are buget 17 miliarde de lei vechi pe an. Deci la ei se poate, nu? Sau cum? Dar de unde au ăștia bani? Se descurcă. Sau își stabilez niște priorități. Caută... fac o balanță așa și să gândesc, dom'le, cât investim, ce avem de câștigat noi ca oraș, noi ca imagine, la noi ca Buzău am avut de pierdut anul acesta foarte mult și pe linie. Și ca să continui, am dat exemplu cu stadionul de atletism. Repet, din punctul meu de vedere, foarte mi se facă centru de excelență, dar nu acolo unde este simbolul de fapt al atletismului. Pe stadionul de atletism jucăm fotbal. Păi se joacă și acum fotbal pe stadionul de atletism. Pentru că nu e nimic organizat acolo. Pentru că, într-adevăr, uite, mai a rămas această facilitate ca buzeanul să ducă să alerge, să facă jogging acolo. Aia la orice se pare, oră. Se pare că ar rămâne în picioare. Și să, spun să, onor să organizatorii. Da, bun, vai, le mulțumim. Nu fie vorba între noi. Le mulțumim din inimă celor de la centru de excelență. Și încă o dată, eu sunt partizanul acestei idei cu centru de excelență. Eu sunt partizanul conceptului. Da, dar dacă ne referim strict și punctual la stadionul de atletism, l-ai fi preferat în paragină decât reamenajat și eu știu... Îi dă o altă destinație încă o dată. Da. Îi dă o altă destinație. Mai mult de jumătate din ea. Și mergând mai departe, avem aici un bazin olimpic. Bă, avem un bazin olimpic. Măi, Andrei, tu știi? Voi știți, dragi? Știți, nu? Că avem un bazin olimpic. Nu-l mai avem. Adică l-avem. Nu mai există. Există bazin olimpic. Unul dintre cele mai mari din țară, domnule. Păi, cele mai moderne din țară. Singura problemă e care lacă tot pe el. Din păcate a funcționat doar vreo 6-7 luni. A funcționat un an. A refuncționat până a venit curtea de conturi. A venit curtea de conturi și aici a fost o... Vai de mine, și zici că sunt Dumnezeu pe pământ cei de la Camera de Conturi. E un exces de zel din punctul meu de vedere. Că de ce nu a fost bună colaborarea? Că de-aia s-a închis. Că Consiliul Județean dădea 1.200.000 pe lună, vechi. Practic, 120.000 de lei. Facilitățile. Ca să funcționeze, venea și privatul și dădea și el bani și venea și Consiliul Județean ca să acopere toate cheltuielile și să vină copiii să înoate gratuit. Mulți dintre ei să aibă, mulți elevi să înoate gratuit, ceilalți să aibă posibilitatea să plătească în plus, dar să facă înot. Că înotul e un sport. Mai ales pentru sănătate este absolut demențial. Am avut campioană olimpică la înot. Care Potec, Camelia Potec. Și după Potec, uite când scapă numele, fata din Brăila, care se antrena iarna în apă rece. Da. Ei, și acum noi avem copii foarte talentați, dar care se duc la Ploiești. Bun, înțeleg că trebuie să încheiem. Și cu bazinul olimpic, cum a fost camera de contra, a zis, domnule, nu avem voie să finanțăm. Că societatea care are în administrare nu are aici
în sarcinile sale activități sportive. La revedere, hai, pa! Așa e statul român, chiar le recomand celor care se uită să citească, asta n-am mai avut. Deși acolo se întâmplau activități sportive. Să citească legea 69 din 2000, este legea sportului, apropo de sprijinul statului către sport, este o lege, vă promit, veți râde ca la comediile cu Benny Hill, legea 69 din 2000, revizuită în 2009, le recomand tuturor, este o lectură de vacanță, o lectură hilară, o lectură care vă va bine dispune în mod cert. În speranța că tablele vor ajunge în curând sport olimpic și că la peste 4 ani la surfing, vom participa și noi, pentru că avem foarte multe inundații pe Nealomița, acolo o să avem pepinieră importantă de sportivi. Încheiem, punem punct aici ediției Sport Club. De după vacanță, într-o notă mai pesimistă, să sperăm că vom fi mai optimiști săptămâna viitoare. Mulțumesc, Mihai, bună ziua! Cu plăcere! În câteva minuțele, Dale Buzoianului cu colega Magdalenescu. Numai bine!